Nici Ștefan cel Mare, ce fac acum urmașii săi, nici nu s-ar mai fi obosit să se bată cu turcii. S-ar fi dus cu Răzești cu tot să se relaxeze și el în Antalya sau în Cușa de Sâ. Dar dacă n-a făcut-o el atunci, acum în fiecare an 140.000 de turiști români, cu câtă frunză, câtă iarbă, cum ar veni, invadează litoralul turcesc. Printre ei sunt și români care nu se mai întorc. Mă rog, în special românce, care își găsesc dragostea printre spahii și ieniceri. Ba chiar ajung să le conducă agențiile de turism. Și ai ajuns în Turcia. Ai tot auzit de la prieteni că aici se face cu adevărat turism. Ai mai auzit că marea lor e mai caldă, prețurile lor mai mici și că poți negocia în bazar ore în șir, chiar în limba ta. Toți vânzătorii știu suficientă română încât să te convingă să cumperi orice. Psihologia turistului român nu mai e de mult un secret pentru turci, mai ales că printre agenții lor de turism sunt infiltrați adevărați sfioni. În primul rând, pot să vă spun că aici locuiesc, sunt stabilită în Turcia de 9 ani de zile, sunt căsătorită, în România eu am terminat matematica, deci nu are nicio legătură. Și a cunoscut soțul în România. Au încercat să trăiască în țara noastră, dar le era din ce în ce mai greu. S-au hotărât să încerce și în patria soțului. S-au mutat în Cușa de Sâ. Am învățat-o vorbind. În fiecare zi cu familia, întâi cu familia soțului, apoi ești nevoit. Având copil, având familie, trebuie să mergi la doctor, să înveți să te descurci, să poți să comunici. Până la urmă a învățat limba turcă împreună cu băiețelul ei. De-aia spune, ești român sau ești turc? Ce ești tu? Turc? Ești turc! Încă de când a ajuns în Turcia, Ramona a avut o mare surpriză. A găsit aici mai mulți români decât s-ar fi așteptat. Unul dintre ei i-a oferit și un loc de muncă. Este o femeie care știe ce înseamnă să-ți urmezi dragostea oriunde te duce ea. Am ajuns în Turcia, cred că acum vreo 16 ani, deci prin 98 septembrie, într-o vacanță cu niște prieteni. Aici l-a cunoscut pe Hussein, un turc care tocmai își deschisese o agenție de turism. A fost dragoste la prima vedere, dar n-au devenit doar parteneri de viață, ci și parteneri de afaceri. Pentru noi munca aceasta este ca un fel de vacanță, nu știm când este luni, nu știm când este duminică. Agenția lor a devenit una dintre cele mai mari din Cușa de Sâ, iar familia lor a înflorit. Fetița noastră este născută în București, are 4 ani jumătate, vorbește limba română și limba turcă perfect, pentru că facem grădinița și aici și în România. I like România, but I don't like for metropol, for example, București metropol. And Bucharest little, you know, also Istanbul, many parts is dirty, Bucharest also dirty, much dogs. Acasă suntem și în România, suntem și aici. Acum vor să se extindă. Cine știe, poate vor avea în curând un hotel de lux. Dar nu asta e prioritatea. Firstly, healthy and good business. I don't want more. Un copil